O fotografie de pe strada Himel. Clădirile par să fie lipite la oaltă. În mare parte, mici case și blocuri ce par nervoase. Zăpada întunecată se întinde ca un covor. Erau beton, copaci goi ca niște cuiere și aer cenușiu. Era și un bărbat în mașină. Rămase cu fata, în vreme ce frau dispăru înăuntru. El nu vorbea niciodată. Liesel presupuse că era acolo să se asigure că nu fuge sau să o determine să intre în casă dacă făcea nazuri. Totuși, mai târziu, atunci când problemele chiar au apărut, el doar stătea și privea. Poate că el era doar o ultimă salvare, o soluție finală. După câteva minute, ieși un bărbat foarte înalt. Hans, tatăl adoptiv al lui Liesel. Lângă el era Frau, o femeie de înălțime medie. În cealaltă parte se afla silueta ghemuită a Rozei, care arăta ca un dulap cu o haină aruncată peste el. Mergea cu o legănare specifică, aproape drăguță. Dacă fața nu i-ar fi fost ca un carton încrețit, și nu ar fi avut o expresie agasată, ca și cum abia ar fi tolerat situația, soțul ei mergea drept, cu o țigară, arzându-i mocnit între degete. Își răsuceau propriile țigări. Problema era următoare. Liesel nu voia să iasă din mașină. Ce are copilul ăsta? O interogă Rosa. Își bagă capul în mașină și zice: Na, nom, nom. Spătarul scaunului din față fu zvârlit înainte. Un coridor de lumină rece o invita afară. Nu voia să se miște. Afară, prin rotocolul făcut, Liesel vedea degetele bărbatului înalt, încă ținând țigara. Din capăt cădea scrum care sălta și se ridica de mai multe ori înainte să ajungă jos. Au trecut 15 minute până când au reușit să o smulgă din mașină. Bărbatul înalt a fost cel care a izbutit. Încet. După aceea a urmat poarta de care s-a agățat. Din ochi îi curgeau lacrimi în timp ce se ținea cu îndârșire și refuza să intre. Începuseră să se adune oameni pe străzi, până când Rosa i-a înjurat și ei au plecat de unde veniseră. O traducere a anunțului Rosei. La ce vă uitați, nenorociților? În cele din urmă, Liesel intră prudent înăuntru. Hans o ținea de mână. În cealaltă avea gentuța. Îngropată sub stratul răsucit de haine, era o carte mică, neagră, pe care probabil o tot căuta. În ultimele ore, un gropar în vârstă de 14 ani, dintr-un orășel fără nume. Mi-l imaginez zicându-i șefului. Îți jur, nu am idee ce s-a întâmplat cu ea. Am căutat peste tot. Peste tot. Sunt convinsă că nu ar fi bănuit-o pe fată. Și totuși, acolo era o carte neagră, cu litere argintii, ascunsă sub hainele sale. Manualul groparului. Un ghid în 12 pași pentru succesul în meseria de gropar, publicată de Asociația Cimitirelor din Bavaria. Hoțul de cărți dăduse lovitura pentru prima dată. Era începutul unei ilustre cariere. Crescând în Saumensk. Da, o carieră ilustră. Totuși, m-aș grăbi să recunosc că există o pauză considerabilă între prima carte furată și cea de-a doua. Un alt element de notat este că prima a fost furată din zăpadă și a doua din foc. Nu trebuie să omit că altele i-au fost date. În total, deținea 14 cărți.
însă, a înțeles că povestea ei era alcătuită în mare parte din 10 dintre ele. Din acele 10, 6 erau furate. Una apăruse pe masa din bucătărie. Două fuseseră făcute pentru ea de un evreu ascuns. Și alta îi fusese adusă de o după-amiază cu haină galbenă. Când a început să-și scrie povestea, se întreba când exact cărțile și cuvintele începuseră nu doar să însemne ceva, ci totul. Fusese atunci când pusese ochii prima oară pe camera plină de rafturi cu cărți? Sau fusese momentul în care Max sosise pe strada Himmel plin de suferință? Fusese cititul prin adăposturi, ultimul drum spre Dachau, fusese scuturătoarea de cuvinte? Probabil că nu va exista vreodată un răspuns precis despre când și unde s-a întâmplat. În orice caz, să o luăm cu începutul. Înainte de orice, prima oară, trebuie să facem o prezentare a începuturilor lui Liesel pe strada Himmel și a artei sau meșincului. Când a sosit, încă puteai vedea mușcăturile zăpezii pe mâinile ei și sângele înghețat pe degete. Totul la ea indica subnutriția, picioare ca niște fuse, brațe ca niște bețe. Nu o făcea prea des, dar în acele rare ocazii avea un zâmbet înfometat. Nuanța părului ei se apropia de ajuns de mult de blondul german, dar avea ochii periculoși, căprui închis. În perioada aceea, nu prea voiai o căprui în Germania. Probabil îi primise de la tatăl ei, dar nu avea de unde să știe pentru că nu și-l amintea. De fapt, știa un singur lucru despre tatăl ei. Era o etichetă pe care nu o înțelegea. Un cuvânt straniu, comunist. Îl auzise de mai multe ori în ultimii ani. Erau aziluri înțesate de oameni, camere pline de întrebări. Și acel cuvânt, cuvântul acela straniu, era întotdeauna undeva. Stând într-un colț, privind din întuneric, purta costume, uniforme, indiferent unde mergeau, acolo era. De fiecare dată când tatăl ei era menționat, când a întrebat-o pe mama ce înseamnă, ea a spus că nu era important, că nu trebuia să-și facă griji despre astfel de lucruri. La un azil era o femeie mai în putere, care încerca să învețe pe copii să scrie, scriind cu cărbune pe perete. Lisa a fost tentată să întrebe ce înseamnă cuvântul, dar nu a apucat. Într-o zi, femeia a fost luată pentru a fi interogată. Nu s-a mai întors. Când Liesel a ajuns în Molsching, cel puțin avea o oarecare bănuială că era salvată. Dar nici asta nu reprezenta o mângâiere. Dacă mama ei o iubea, de ce o lăsa la ușa altcuiva? De ce? De ce? De ce? Era irelevant faptul că știa răspunsul, chiar dacă numai la un nivel intuitiv. Mama ei era în mod constant bolnavă și nu erau niciodată bani pentru a se face bine. Știa asta, dar asta nu însemna că trebuia să accepte. Indiferent de câte ori se spusese că era iubită, ea nu putea admite că dovada consta în abandon. Nimic nu schimba faptul că era un copil slăbuț, pierdut într-un alt loc străin și cu mai mulți oameni străini, singură. Familia Huberman locuia într-una dintre casele mici, de pe strada Himmel, câteva camere, o bucătărie și baia afară, împărțită cu vecinii. Acoperișul era plat
și exista o pivniță puțin adâncă pentru depozitare. Era o pivniță de mărime adecvată. În 1939, asta nu era o problemă. Mai târziu, în 42 și 43 a fost. Când raidurile aeriene au început, mereu trebuiau să se grăbească pe stradă într-un adăpost mai bun. La început, necunoașterea a avut cel mai mare impact. Totul era atât de vehement și de prolific. Fiecare al doilea cuvânt era ori Somers, ori Soccer, ori Ashlock. Ar trebui să explic pentru cei nefamiliarizați că aceste cuvinte sau, bineînțeles, se referă la porci. În cazul lui Somers, servește la împedepsirea, mustrarea sau pur și simplu umilirea unei femei. Soccer este pentru bărbat. Arschloch poate fi tradus direct prin gaură în fund. Însă, acest cuvânt nu diferențiază sexele. Pur și simplu este folosit. Scroafă mizerabilă, de ce nu te îmbraci? Îi strigă asistenta maternală a lui Liesel în prima seară când ea refuza să facă baie. Era pricepută în a fi furioasă. De fapt, s-ar putea spune că Rosa Huberman avea o față decorată de o furie constantă. Astfel, apăruseră încrețiturile pe textura ca de carton a tenului ei. În mod firesc, Liesel era îngrozită. În niciun caz nu voia să intre în baie sau în pat. Stătea contorsionată într-un colț al camerei de baie, nu mai mare decât un dulap, agățându-se de brațe inexistente ale peretelui, în căutarea unui sprijin oarecare. Nu era decât vopsea uscată, respirație grea și potopul de insulte din partea Rosei. Lasă-o în pace, interveni Hans Huberman în încăierare. Glasul său blând se făcu auzit de parcă-și croia calea printr-o mulțime. Lasă-o în seama mea. Se apropie și se așeză pe podea lângă perete. Gresia era rece și neprimitoare. Știi cum se răsucește o țigară? O întrebă el și a stat aproximativ o oră în întunericul tot mai dens, jucându-se cu tutun și foițe, iar Hans Huberman fumându-le. Când ora s-a terminat, Liza ar putea să înfășoare o țigară destul de bine. Tot nu a făcut baie. Câteva lucruri despre Hans Huberman. Adora să fumeze. Ce adora cel mai mult la fumat era răsucitul. Era zugrav de meserie și cânta la acordeon. Asta era convenabil, mai ales iarna, când putea să câștige ceva bani cântând în cârciumele din Morsing, cum este Gnoller. Deja mă ocolise într-un război mondial, dar se va găsi mai târziu într-un altul, ca un fel de recompensă perversă, unde pare uși cumva să mă evite din nou. Pentru cei mai mulți oameni, Hans Huberman abia dacă era vizibil, o persoană insignificantă. Cu siguranță, abilitățile sale de zugrav erau excelente. Priceperea sa la muzică era deasupra mediei. Totuși, într-un fel, și sunt convinsă că ați cunoscut astfel de oameni, părea a se afla în fundal, chiar dacă stătea în fața cozii. Mereu era doar acolo, neobservabil, neimportant sau fără prea mare valoare. Frustrarea provenea din faptul că aspectul lui era complet înșelător, să spună. Bineînțeles că avea ceva valoros, iar acest lucru nu a fost trecut cu vederea de Liza. Omul copil, mult mai perspicace câteodată decât altulții uimitori de obtuz. Îl văzu imediat, felul său de a fi, aerul liniștit din jurul său. Liesel observă străinătatea ochilor tatălui adoptiv,
atunci când aprinse lumina în baia rece. Erau făcuți din blândețe și argint, ca argintul moale topindu-se. Văzând acei ochi, Lisa la început să înțeleagă că Hans Hubermann valora mult.